tema și viziunea despre lume în Moromeții, precum și particularități ale prozei. Romanul Moromeții, scris de Marin Preda, se constituie ca oglinda realității, mai exact ca reflectarea perioadei din instaurarea socialismului în societatea românească. Acest roman se încadrează în realismul postbelic, atunci când ia sfârșit domniscența, aducându-se în atenție o obiectivitate modernă care, în opinia lui Nicolae Manolescu, se împletește cu redarea trăirilor autentice ale personajelor. Opera lui Preda este o sinteză valoroasă dintre temele tradiționale, sau mai bine spus, a temelor tradiționale, precum problematica pământului, condiția țăranului, tema familiei, istoria privită în perioada de instaurare a socialismului în viața românească din mediul rural, libertatea morală în luptă cu fatalitățile istoriei, iar Moromeții, după cum spune Eugen Simion, stau sub un clopot cosmic și drumurile mari ale istoriei trec prin ograda lor. Omul liniștit și ironic, Ilie Moromete, stă totuși pe un vulcan. Cu alte cuvinte, autorul Moromeților îi răspunde indirect lui Camil Petrescu, pentru care este imposibil ca țăranul să fie protagonistul unei opere moderne, din cauza simplității vieții intelectuale și spirituale. Contrar acestei idei, Preda creează un personaj aparte, Ilie Moromete fiind ultimul țăran al vechii lumi, țăranul filozof căruia îi face o deosebită plăcere să mediteze, să discute, să contemple lumea și lucrurile din jur. Titlul romanului, indice paratextual esențial, ce intră în legătură cu întregul conținut textual, accentuează tema familiei aflată în destrămare, în satul tradițional. În ceea ce privește viziunea despre lume, conturată în roman, remarcabilă este maniera în care se prezintă marile schimbări istorice care amenință satul tradițional, și anume cooperativizarea forțată, eliminarea valorilor românești, transformarea țăranului de rând în proletar. Este construită imaginea statului românesc în perioada crizei, și anume înainte și după cel de-al doilea război mondial. Această criză generează modificări individuale majore, adaptarea la noul mediu fiind diferită în funcție de mentalitatea și prioritățile fiecăruia. Din mărturisirea autorului concret aflăm faptul că sursa de inspirație în construcția romanului este tatălui Marin Preda, Tudor Călărașu. Eroul favorit al scriitorului este chiar părintele său, iar câteva dintre personajele din operă își găsesc echivalenții în realitatea obiectivă. În conceperea operei, Preda susține că adevărate sunt sentimentele, ficțiuni sunt împrejurări. Mai mult decât atât, Nicolae este, în fapt, Marin Preda. Despre perspectiva narrativă, romanul ilustrează renunțarea parțială la omniscență, o particularitate esențială a scritului lui Preda, indicată în acest text, dat fiindcă punctul de vedere al naratorului, căruia a rămas doar uimirea, se completează cu cel al personajelor reflectori. Ilie Moromete în primul volum și Nicolae în volumul al doilea. Manolescu, în Arca lui Noe, afirmă că există o contaminare a naratorului de personajele sale, cel din tâi preluând chiar elemente din bagajul lingvistic al lui Moromete. Focalizarea este predominant internă, pentru că anumite frământări ale personajului central sunt aduse în prim plan fără intervenția naratorului. Să vedeți că această sintagmă este tot a lui Manolescu, i-a rămas doar uimirea naratorului. El a pierdut omniscienta. Unul dintre monologurile interioare ale acestuia este evidențiat în volumul al doilea și vizează criza existențială a celui care a fost capul familiei Moromete. Citez: ce mai era să fac și n-am făcut? Criticul consideră că o narațiune omniscientă ar fi însemnat o încălcare a domeniului protagonistului, motiv pentru care cea mai bună modalitate pentru ca lectorul să afle care sunt stările protagonistului constă în redarea gândurilor chiar din prisma celui care le are. Un argument conform căruia textul aparține realismului
este reprezentat de indicii spațiu-temporali, o particularitate proprie scriitului lui Preda. Acțiunea este plasată în satul din Câmpia Dunării, în Siliștea Gumești, nuanțându-se viața rurală de dinainte și de după cel de-al doilea război mondial. Compoziția primului volum are ca fundament succesiunea evenimentelor. Acesta conține trei părți și o acțiune concentrată care se desfășoară cu 3 ani înainte de începerea celui de-al doilea război mondial. Prima parte cuprinde scena mesei tăierea salcâmului, întrunirea din poiana lui Iocan, care are la bază discuțiile politice și fuga Polinei cu Birică. A doua cuprinde plecarea la București a lui Achim și sărbarea lui Nicolae, în care acesta ia premiul întâi. Ultima parte conține secerișul și fuga fiilor la București. Al doilea volum este alcătuit din 5 părți. Tehnica narrativă a acestuia este cea rezumativă. Astfel, suretate evenimentele cele mai importante. Muromet încearcă să-și aducă fiii acasă și cunoaște greșelile, iar semnul așteptării este faptul că acesta pleacă de la București, lăsând ușa deschisă în urma lui. Printre evenimentele cuprinse în al doilea volum, se numără discuțiile în contradictoriu dintre Nicolae și tatăl său, plecarea Catrinei la fica sa Alboaica, inițierea lui Nicolae în tainele erotice, idila sa cu Ileana, instaurarea noului regim. O relație esențială de simetrie se raportează la temporalitate și, spre bine, în incipitul primului volum al romanului, se remarcă ideea conform căreia timpul este răbdător cu oamenii. Însă această concepție se dovedește a fi valabilă doar în opinia lui Moromete. Verbul se pare arată că ideea este pură iluzie. În Câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârșită răbdare. Viața se scurgea aici, fără conflicte mari. Relația de opoziție se instalează în momentul în care lectorul ia contact cu ultima propoziție a primului volum. Timpul nu mai avea răbdare și concluzionează că oamenilor nu li se mai oferă ocazia să remedieze lucrurile. Dacă o vor face, va trebui să se grăbească, pentru că timpul nu îi mai poate aștepta. O altă relație de opoziție importantă se stabilește între viziunea despre viața lui Ilie Moromete și a fiilor săi, Nilă, Achim și Paraschiv. În vreme ce Moromete este păstrătorul concepțiilor tradiționale, omul pentru care pământul înseamnă stabilitate, copiii din prima căsătorie a sa consideră că bunurile familiei trebuie transformate în bani, aceasta fiind modalitatea cea mai bună de adaptare la noul mediu impus de societate. La acesta se adaptează foarte repede Tudor Bălosu, vecinul lui Ilie Moromete, deoarece știe cum să transforme produsele în bani. În privința conflictelor, menționăm că este important conflictul mentalitar, și anume cel existent între generații, Moromete și Nicolae. Atât acesta, cât și cel dintre capul familiei și cei 3 fii fugari, reflectă conflictul dintre generații. Moromete crede că valorile străvechi nu vor pieri nici când. Cu toate acestea, personajul central aderă la liberalism, apărându-și convingerile politice la fierăria lui Iocan, la întâlnirile săptămânale. Pe de altă parte, Nicolae Moromete, fiul dornic să studieze, care este nevoit să-și întrerupă studiile din cauza tatălui său pe motiv că acestea nu îi aduc niciun beneficiu, termenul lui Moromete, devine adeptul socialismului. Nicolae aderă la o dogmă, însă își menține spiritul revoluționar. Nicolae, cel antimoromețian prin excelență, refuză să-și urmeze tatăl, motivând în al doilea volum: eu îmi caut eul meu. Este foarte interesant cum, în mod ironic, autorul concret, prin intermediul băiatului, aduce în discuție termenul eu, propriu de săvârșiri individuale, când în noua societate primează colectivitatea. Divergențele dintre cei doi își extrag seva din modul diferit de a percepe studiul. Moromete refuză să-l mai dea la școală, în ciuda intervenției Catrinei și a preotului din sat. Odată cu trecerea timpului, cei doi se distanțează. În finalul romanului, Nicolae ajunge prea târziu la mormântarea tatălui. Băiatul trăiește cu remușcări,
dorește ca măcar să-l poată visa așa cum îl visează Katrina. Semn că doar pe ea o iertase pentru toate neînțelegerile din trecut. Monologul interior al băiatului arată mustrarea conștiinței, deoarece și-a prețuit tatăl cu adevărat, în pofida tuturor disensiunilor. Citez. Crezi cumva că de aia nu am venit la patul tău înainte să mori? Fiindcă te-am uitat? Binele n-a pierit niciodată din omenire. Cel de-al doilea volum se încheie cu zâmbetul lui Nicolae, care, în visul său, se împacă cu moro.